Bună, domnilor și domnilor, bine ați venit la conferința de presă a celei de-a doua ediții a proiectului Maraton în Diabet, 24 de ore de transmisiuni video, organizat de Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice și Sănătatea Press Group, în contextul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Diabetului. A doua ediție a celei mai ample manifestări de informare și conștientizare adresată publicului larg, organizată în România de Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului. 24 de ore de transmisiuni video, 24 de ore de informație medicală, 24 de ore de informare și conștientizare pe problematica diabetului zaharat. Medici, lideri de opinie în domeniul diabetului și al specialităților conexe, jurnaliști, pacienți și asociații ale pacienților, reprezentanții autorităților, cu toții uniți într-un demers comun de a furniza informații complete și soluțiile relevante de care persoanele cu diabet și nu numai au nevoie. Maraton în Diabet, eveniment structurat pe două componente esențiale, una adresată publicului larg și alta dedicată exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății, aduce în prim plan subiecte precum prevenția, depistarea, tratamentul și monitorizarea diabetului zaharat. Sunt alături de noi la conferința de presă din cadrul evenimentului Maraton în Diabet, 24 de ore de transmisiuni video și le mulțumim foarte mult, domnul profesor universitar dr. Bogdan Timar, președintele Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, de asemenea decan al Facultății de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, doamna profesor universitar dr. Carmen Orban, consilier de stat, Cancelaria Prim-Ministrului, doamna conferențiar universitar dr. Anca Pantea Stoian, președinta Comisiei de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice a Ministerului Sănătății și doamna Cristina Petruț, reprezentantă al persoanelor cu diabet. Vă mulțumim foarte mult tuturor. Îl invit pentru început să ia cuvântul pe domnul profesor universitar dr. Bogdan Timar, președintele Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Bună dimineața și bine ați venit! Vă mulțumim foarte mult pentru această prezență și pentru că ne sprijiniți în a disemina mesajul acestui maraton. De fapt, diseminarea mesajului reprezintă însă spiritul maratonului de informare în diabet, care își propune să transmită aceste informații atât de importante pentru populația generală, pentru persoanele cu diabet, de ce nu pentru profesioniștii în domeniul sănătății și cu siguranță și pentru autorități, deoarece acest eveniment de informare pe care Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice îl organizează cu ocazia Zilei Internaționale a Diabetului, are menirea de a sensibiliza problematica diabetului în general la noi în țară. Practic, știm cu toții că este foarte important în general în medicină să avem o informare corectă și completă a populației și a persoanelor care au diabet, dar dacă ar fi să ne gândim specific la necesitatea informării în diabetul zaharat, aceasta e cu atât mai importantă cu cât ne gândim că este o afecțiune foarte frecventă în populație și pentru reușita intervențiilor în ceea ce privește politicile de sănătate publică, cu siguranță este necesară această informație atunci când ne referim la o afecțiune ce vizează aproximativ una din 9 persoane adulte. Acest lucru este valabil la nivelul mapamondului și cifrele sunt asemănătoare și pentru țara noastră, deoarece studiile epidemiologice pe care le avem efectuate ne indică o prevalență a diabetului de peste 11 puncte procentuale, deci în tendința pe care o avem la nivel general. O altă tendință îngrijorătoare atunci când este să ne gândim la necesitatea informării populației generale cu privire la această problematică este una din nou globală. La nivelul mapamondului, pentru fiecare persoană pe care o cunoaștem a avea diabet zaharat, mai există încă o persoană care are diabet și nu știe că are diabet sau nu își tratează diabetul. E un lucru ușor explicabil, deoarece diabetul zaharat tip 2, care reprezintă aproximativ 90% din totalul cazurilor de diabet zaharat la nivel global, în fazele incipiente este asimptomatic sau oligosimptomatic, ceea ce înseamnă că o persoană care are diabet zaharat tip 2 la început poate avea acest diabet zaharat tip 2 fără să aibă niciun semn sau niciun semnal de alarmă, ceea ce înseamnă că fără să avem un screening proactiv pentru diabet, este foarte probabil ca o perioadă de timp persoana cu diabet să trăiască
trăiască cu diabet, fără să știe că are diabet zaharat. Ceea ce înseamnă că, da, această problematică e deosebit de importantă a fi sensibilizată, pe de o parte, în populație, astfel încât persoanele care ar putea avea această afecțiune să o depisteze precoce, și este foarte important să fim sensibilizați în general, fie că vorbim de profesioniști în domeniul sănătății, fie că vorbim de autorități de această problematică, întocmai pentru a iniția măsuri de screening cât mai proactiv a diabetului și a-l depista în fazele incipiente, când poate fi tratat cu ușurință și când prognosticul este mult îmbunătățit. Totodată, cu ocazia acestui maraton, Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice prezintă și o analiză detaliată, o radiografie a stării în care ne regăsim cu diabetul zaharat în țara noastră astăzi, și este o analiză de tip benchmarking pe care ne propunem să o facem anual de Ziua Mondială a Diabetului, o analiză care ne va arăta cum stăm de la an la an, ce progrese facem și ce loc de îmbunătățire există în anumite direcții. Iar pentru această radiografie am extras o serie de date oficiale, pe de o parte de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, de la Institutul Național de Statistică, și am utilizat ultimele date științifice epidemiologice pe eșantioane de populație. Aceste date epidemiologice putem face legătura foarte ușor, dacă toți suntem în acest context, cu exit poll-urile. Sunt, de fapt, eșantioane de persoane pe baza cărora încercăm să extrapolăm informații la nivelul populației întregi. Ultimele date epidemiologice ce vizează diabetul le avem publicate în anul 2014 și sunt desprinse din studiul Predator, ce a fost desfășurat de Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice între 2012 și 2014. Tocmai în acest an, Societatea Română de Diabet a inițiat continuarea studiului Predator, ceea ce înseamnă că probabil peste un an și jumătate vom avea o radiografie științifică la zi, din nou, a situației diabetului zaharat. Până atunci, datele pe care ne avem ne indică că în acest moment sunt tratați prin Programul Național de Diabet în România peste 1.200.000 de persoane care iau în momentul de față o rețetă pentru diabet zaharat, ceea ce reprezintă aproximativ 6,5% din populația țării noastre. Pe baza datelor epidemiologice putem estima că în țara noastră există sau mai există încă peste 900.000 de persoane care au diabet zaharat și nu știu că au diabet zaharat, ceea ce, așa cum vedem și din aceste imagini, se încadrează în tendința ce există la nivel global. Practic, aproximativ 5% din populație are modificări caracteristice diabetului zaharat ce încă nu sunt diagnosticate sau sunt diagnosticate și încă nu urmează tratament pentru diabetul zaharat. În momentul de față, din datele pe care le avem la începutul anului trecut de la Colegiul Medicilor din România, există aproape 900 de autorizații de liberă practică în specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice. Asta înseamnă numărul de medici primari sau specialiști în specialitate care activează la începutul anului trecut, și avem peste 200 de medici rezidenți în pregătire. În ceea ce privește viitorul, dacă ar fi să facem referire la cifra estimată, adăugând această cifră la valoarea numărului de persoane care au în momentul de față diabet zaharat tip 2, sunt cunoscuți și primesc rețetă, în viitor putem estima că diagnosticarea totală, dacă aceasta ar exista, ar genera de fapt 2.200.000 de pacienți. De aici am făcut o statistică cu privire la necesitatea numărului de medici diabetologi în țara noastră, plecând de la premisa că acești pacienți vor fi diagnosticați. Și dacă am diagnostica toate persoanele cu diabet zaharat, ceea ce e un deziderat imposibil pentru că nu e realizabil la nivelul globului, dar acest număr, de fapt, ar genera aproximativ 8.800.000 de vizite de consultații la medicul specialist, considerând că o persoană cu diabet ar trebui să fie văzută de medicul diabetolog de 4 ori pe an. Pe de cealaltă parte, dacă am înmulțit numărul optim de consultații pe care un medic diabetolog le-ar putea oferi zilnic, un număr optim care este de 20 de consultații, sigur că tehnic e posibil să avem 28 de consultații, dar în această situație n-ar putea fi oferite proceduri, ceea ce ar putea duce la subdiagnosticarea complicațiilor diabetului, ar reieși 400 de consultații lunare, înmulțit cu 11 luni, presupunând că avem o lună de concediu,
ar genera acest număr de 4400 de consultații anuale pentru diabet zaharat, iar acest număr ar putea fi realizat într-o manieră optimă de 2000 de medici diabetologi, astfel încât avem această prognoză că pe viitor este foarte probabil ca necesarul de medici diabetologi pe termen mediu să fie de aproximativ plus 900 față de numărul de diabetologi pe care îi avem acum. În ceea ce privește pregătirea în rezidențiat și anume pregătirea acestor medici viitori, specialiști și primari care vor putea oferi aceste servicii persoanelor cu diabet, la rezidențiatul de anul trecut, 2023, care este ultimul rezidențiat pentru care avem date, au fost ocupate 57 de locuri de pregătire în specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice în 9 centre universitare, având, desigur, aici o discrepanță între numărul de locuri de pregătire, pornind de la 13 în centrul universitar cu cele mai multe locuri și ajungând la un loc, la un centru universitar care pentru prima dată anul trecut a oferit locuri de pregătire în diabet zaharat. Tot în ceea ce privește pregătirea viitorilor diabetologi, am făcut o evaluare a pregătirii și a curiculei universitare de pregătire în specialitatea diabet în cadrul facultăților de medicină din Alianța Universitară G6-UMF. Sunt universitățile de medicină și farmacie din România și totodată aici am observat o diferență importantă a numărului de ore alocate pregătirii diabetului zaharat. În conformitate cu standardele de asigurare a calității în învățământul superior, disciplina diabet, nutriție și boli metabolice este obligatorie a fi prezentă în curricula facultăților de medicină din țara noastră, în schimb, aceleași cerințe de asigurare a calității nu solicită un număr minim de ore, practic autonomia universitară în funcție de politicile pe care le are facultatea respectivă de medicină poate aloca un număr mai mic sau mai mare de ore la o disciplină sau la o altă disciplină. Numărul minim de ore de pregătire la medicină pentru specialitatea medicină generală fiind 5400 de ore. Aici am observat o diferență de un raport 6-1 între centrul universitar care are cele mai multe ore de pregătire în diabet și centrul universitar care are cele mai puține ore de pregătire în diabet. În ceea ce privește alocarea resurselor financiare prin Programul Național de Sănătate destinat tratamentului diabetului zaharat, fondurile de anul trecut au depășit 2.500.000.000 de lei, fonduri care au fost distribuite majoritar către medicație, vorbim aici de cheltuieli directe, excluzând cheltuielile cu spitalizarea, urmate mai apoi de automonitorizarea pacienților cu insulină, este vorba de testele glicemice, bandeletele de monitorizare a glicemiei pentru pacienții tratați cu insulină, fie cu diabet zaharat tip 1, fie cu diabet zaharat tip 2, urmate de consumabilele pentru dispozitive medicale, vorbim de dispozitivele consumabile pentru senzori de monitorizare glicemică continuă și pompele de insulină și dispozitivele medicale per se. Cea mai mică pondere a fost alocată măsurării hemoglobinei A1C, o pondere care a mai fost discutată anterior. E o valoare decontată prin cadrul Programului Național de Sănătate, numărul de testări reale fiind mai mare, mulți pacienți având în vedere costul redus al efectuării analizei, optând pentru a-și efectua această măsurătoare din fondurile proprii. Costurile variază între 35 și 50 de lei. În ceea ce privește procentul persoanelor diagnosticate cu diabet la nivelul țării, și aici observăm o diferență mare între județele țării, procentul cel mai mare de persoane diagnosticate și care urmează tratament din totalul județului respectiv, fiind în județul Bihor, avem un 14,8% și de fapt este singurul județ în care procentul persoanelor depășește estimarea științifică, urmând mai apoi anumite județe în care procentul persoanelor diagnosticate cu diabet zaharat este mai redus și scade chiar sub 5 puncte procentuale. Aici trebuie menționat că nu vorbim despre prevalența reală a diabetului în acele județe, ci vorbim de numărul de persoane care sunt tratate pentru diabet, adică au fost anterior diagnosticate și urmează acum tratament pentru diabet, existând și un număr de persoane care nu sunt acum nediagnosticate și aici din nou avem o eterogenitate importantă între județele țării. Ce e important de menționat cu privire la această estimare pe care am realizat-o este că există o legătură puternică
între numărul de locuitori ai județului per medic diabetolog, adică cu cât avem mai puțin diabetologi la același număr de populație, avem un procent mai mare de persoane pe care le estimăm a fi nediagnosticate cu diabet zaharat. Practic, cu cât avem mai mulți locuitori din județ ce sunt de servis de un medic diabetolog, așa cum este firesc, avem și mai multe persoane care sunt nediagnosticate cu diabet zaharat, ceea ce înseamnă că da, este foarte important această distribuție omogenă a specialiștilor la nivelul întregului teritoriu, acesta generând de fapt o mai bună diagnosticare, o mai bună intervenție și de fapt un mai bun rezultat global în ceea ce privește managementul diabetului în țara noastră. Așa cum spuneam, este primul raport de acest gen, primul raport de benchmarking al situației diabetului zaharat în țara noastră și vă promitem că an de an Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice de Ziua Internațională a Diabetului va prezenta benchmarking-ul anului respectiv, urmând ca împreună să vedem în ce locuri ne descurcăm mai bine, în ce locuri trebuie să facem îmbunătățiri mai mari și, de fapt, vom putea să evaluăm în ce măsură anumite intervenții pe care ni le propunem generează niște rezultate concrete. Eu vă mulțumesc din nou pentru prezență. Îi mulțumesc doamnei profesor Orban că ne este alături la această videoconferință, le mulțumesc autorităților care ne-au sprijinit pe întreg maratonul diabetului care continuă până la sfârșitul zilei de astăzi, deoarece toate cele 24 de ore vor fi dedicate informării în diabetul zaharat și anume exact spiritul Zilei Internaționale a Diabetului. Le mulțumesc colegilor din celelalte specialități care au sprijinit diabetologia din România venind cu teme și contribuind la realizarea acestor materiale informative, colegilor diabetologi care participă din plin la aceste 24 de ore de informare, reprezentanților pacienților, dumneavoastră, reprezentanții presei, care ne ajutați să diseminăm mesajul, pentru că fără diseminare este evident că un asemenea eveniment nu ar avea niciun fel de importanță și însemnătate în populația generală și, desigur, le mulțumesc tuturor celor care sunt astăzi alături de diabetologia din România, de persoanele cu diabet ce trăiesc la noi în țară și de diabetologia internațională, susținând demersurile aferente Zilei Internaționale a Diabetului. Vă mulțumim și noi foarte mult, domnule președinte. Este alături de noi și o invitație a cuvântul pe doamna profesor universitar dr. Carmen Orban, consilier de stat, Cancelaria Prim-Ministrului. Bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș vrea să încep prin a felicita Societatea de Diabetologie și colegii diabetologi, pentru că sunt, văd în față, două colege diabetologe din țară, din Constanța și Galați. Ceea ce înseamnă că societatea este foarte activă și știe să mobilizeze foarte ușor toți membrii societății și înseamnă că medicii în această societate își fac treaba. După o prezentare atât de frumoasă, vedem cu toții situația în care ne aflăm și eu am constatat o situație extrem de bună în care vorbim despre o boală care afectează cel puțin 10% din populația țării. Vorbim despre o boală perfidă, tăcută, care se poate depista ușor, dar care, din păcate, este depistată greu datorită, aș putea spune, nu accesului greu la sistemul de sănătate, ci datorită neîncrederii în sistemul de sănătate. Pacienții încep să meargă din ce în ce mai greu la spital, ca atare sunt din ce în ce mai greu diagnosticați, lucruri care impactează foarte mult întregul sistem de sănătate. Și aici am văzut că oarecum lucrurile stau echitabile, vorbim despre un program de sănătate foarte bine finanțat, vorbim de foarte multe lucruri bune care s-au făcut în special în acest domeniu. Și pentru asta eu vă felicit pe toți, pentru că este clar, este o muncă în echipă, dar așa cum sunt, ca de obicei, cârcotași, trebuie să cârcotești și să spun că mai trebuie să făcute multe lucruri. Pentru că, da, am văzut că vorbim de un număr foarte mare de rezidenți și vorbim de o posibilitate de creștere a numărului de rezidenți, dar asta nu se traduce în automat în acces nediscriminatoriu la consulturile de diabetologie în zone defavorizate. Sunt foarte multe zone defavorizate unde pacienții nu au acces la sistemul de sănătate, atât în domeniul diabetologiei, cât și în alte domenii basic. Pentru că, așa cum ați spus,
Este foarte ușor, cu un simplu test, să te poți orienta și să-ți dai seama că ai risc de diabet. Ce vreau eu să subliniez, pentru că este o zi a conștientizării și a informării. Din punctul meu de vedere, este extrem de important să știm că educația stă la baza unei societăți sănătoase și dacă ne educăm copiii în ceea ce privește alimentația, traiul sănătos și o viață echilibrată, putem să vorbim de mult mai puțin pacienți pe viitor. Evident că nu este suficient să avem numai o educație bună în școli, dar este un pilon important al acestei sănătăți pe care noi trebuie să-l accesăm curând, împreună. Trebuie să facem toate eforturile să găsim soluția, astfel încât sănătatea și educația medicală să ajungă în școli cât mai repede. De la sănătate trebuie să vorbim despre prevenție. Prevenția este și extrem de importantă și asta ține tot de educație. Dar screening-ul ne poate ajuta să salvem vieți și din punctul meu de vedere, pentru că vremelnic ocup și o funcție la nivelul Cancelariei Primului Ministru, trebuie să vorbim și despre problemele financiare. Ori dacă noi testăm și din timp putem diagnostica niște pacienți, asta înseamnă că acei pacienți pot fi tratați din timp și nu mai ajung să aibă boli multiple și comorbidități, pentru că această boală vine la pachet cu alte boli. Această boală vine cu complicații foarte mari. Complicații foarte mari, a căror costuri pentru tratamentul acelor complicații sunt imense. Eu cred că diagnosticat la timp un pacient, investigat corect la timp și supus unui tratament corect, înseamnă vieți salvate și șanse la viață mult mai bună și, de ce nu, trebuie să recunoaștem și un efort financiar scăzut pentru bugetul de stat al țării. Eu vă felicit pe toți și aș vrea împreună să găsim toate căile ca lumea să conștientizeze, să fie informată ce înseamnă această boală și ce putem face pentru a preveni complicațiile acestei boli. Eu vă mărturisesc, băiatul meu, care este elev de liceu, îmi spune zilnic să nu mai mănânc dulciuri. Eu câteodată vin acasă obosită și îmi dă peste mână și spune, te rog frumos, numai să nu avem dulciuri în casă. Deci el îmi interzice categoric mie ca să avem dulciuri în casă. Este una din metodele importante, pentru că și copiii, odată educați corect, pot să-și educe părinții mai departe. Vă mulțumesc și vă felicit sincer pentru toate eforturile pe care le faceți. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi foarte mult, doamna consilier de stat, pentru mesajul transmis în cadrul maratonului în diabet, pentru că pacientul trebuie să fie întotdeauna în centrul sistemului de sănătate. O invit la cuvântul pe doamna Cristina Petruț, iar mai apoi va închide această conferință de presă președinta Comisiei de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice a Ministerului Sănătății. Vă rugăm. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Încep și eu prin a mulțumi pentru invitația de a fi aici, la acest maraton de diabet, care este o resursă extraordinară pentru persoanele cu diabet din România. Felicitări de fiecare dată pentru tot ceea ce faceți și faptul că sunt aici nu este decât o dovadă în plus a faptului că noi, în esență, de-a lungul timpului am dezvoltat o colaborare atât de frumoasă în așa măsură încât vocea persoanelor cu diabet este ascultată, este auzită în comunitățile profesionale și, în esență, asta înseamnă echipa. Acum, pentru a vorbi ca parte a comunității de persoane cu diabet, vreau doar să amintesc faptul că Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului are ca tematică în acest an starea de bine și starea de bine atât fizică cât și starea de bine emoțională. Și astăzi aș vrea să mă opresc aici, pentru că, dincolo de povara pe care o aduce diabetul la nivel de gestionare, din partea medicilor, gestionarea financiară, vorbim de gestionarea personală. Vorbim de impactul pe care diabetul îl are în viața fiecarei persoane. Și ne gândim că în fiecare zi, realmente, gestionarea diabetului înseamnă un job, un loc de muncă, 24 de ore din 24. Înseamnă faptul că aduce o posibilă povară emoțională. Mai mult decât atât, Federația Internațională de Diabet a făcut un studiu în care spunea că aproximativ 77% din persoanele cu diabet, pe această populație asupra căreia s-a făcut studiu, a avut sau are
simptome de depresie, anxietate, burnout, care sunt asociate gestionării diabetului. S-ar putea să ne întrebăm de ce se întâmplă asta. Pentru că noi astăzi suntem bine, mâine ne trezim cu un diagnostic de o boală cronică. Ne trezim cu niște comportamente pe care trebuie să le adaptăm în viața noastră de zi cu zi. Și nu sună greu. Dar a ne confrunta în fiecare zi cu toate sarcinile noastre de dezvoltare și în plus față de asta să avem grijă să nu dezvoltăm complicații, să avem grijă ca glicemiile noastre să fie mereu în regulă și să mai avem și o calitate bună a vieții, este deja destul de dificil. Așa încât eu vreau doar să trag un semnal de alarmă cu privire la această stare emoțională. Pentru că este importantă și în momentul în care noi mergem la medic, cu care formăm o relație pe termen lung, că de aia este boală cronică și atunci avem nevoie de sprijin, cred că este important să observăm și această componentă, că de multe ori o gestionare ineficientă a diabetului vine și dintr-o posibilă parte emoțională, fie că vorbim de o tulburare sau de ce nu burnout, când în burnout, ce se întâmplă este că s-ar putea chiar persoanele să renunțe la a-și realiza tratamentul. De ce? Pentru că nu mai pot. Este acea epuizare semnificativă. Așa încât cred că este necesar să facem conștientizare cu privire la importanța sănătății emoționale în rândul persoanelor cu diabet, atât diabet de tip 1 cât și 2 și diabet gestațional. Și totodată, bineînțeles, starea de bine vine și din accesul la tot ce înseamnă tratament, accesul unitar, da, legat de tratamentul medicamentos, de tehnologiile de care dispunem în acest moment și, bineînțeles, educație. Pentru că educația în diabet este necesar să fie continuă, în așa fel încât să simțim acest suport de care avem nevoie. Voi încheia aici, însă prin a transmite persoanelor cu diabet faptul că este în regulă uneori să obosim atunci când avem grijă de diabetul nostru, că este în regulă să vrem să facem pași mai mici, așa cum este în regulă să și povestim despre asta și să tragem noi semnal de alarmă pentru faptul că nu suntem bine și avem nevoie de ajutor. Și să fie o zi semnificativă pentru fiecare dintre noi, pentru această luptă comună și generală împotriva diabetului. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi foarte mult. O invit în continuare să ia cuvântul pe doamna conferențiar universitar dr. Anca Pantea Stoian, președinta Comisiei de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice a Ministerului Sănătății. Bună dimineața! Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. 14 noiembrie marcăm Ziua Mondială a Diabetului, un moment de reflecție și de acțiune la nivel global pentru conștientizarea și combaterea diabetului, ce afectează milioane de oameni din întreaga lume. Tema din acest an, diabetul și starea de bine, subliniază, de fapt, necesitatea de a asigura accesul universal la resursele și îngrijirile esențiale pentru a gestiona corect această patologie cronică. Diabetul continuă să fie o provocare majoră de sănătate publică, afectând milioane de oameni din întreaga lume, inclusiv în România. Statisticile mondiale, după cum ați observat, arată o creștere alarmantă a numărului de cazuri, ceea ce impune măsuri urgente și eficiente pentru prevenție, diagnosticare și tratament. Diabetul este o provocare majoră de sănătate publică și în România. Aproximativ 1.300.000 de pacienți sunt înrolați în Programul Național de Diabet, iar incidența prediabetului, estimat, pare a fi dublu acestei valori. Din păcate, una din două persoane rămân nediagnosticate. Tot în România, organizațiile profesionale, autoritățile, alături de societatea civilă, este necesar să-și unească eforturile și să-și asume angajamentul de a îmbunătăți prevenția, diagnosticarea și tratamentul diabetului prin Programul Național de Diabet, însă, fără acțiuni decisive, diabetul va continua să afecteze din ce în ce mai multe persoane cu consecințe grave asupra sănătății și calității vieții. Azi, poate mai mult decât în alte zile, trebuie să conștientizăm importanța educației publicului larg despre prevenția diabetului prin adoptarea unui stil de viață sănătos,
Informarea corectă și timpurie poate salva vieți. Asigurarea accesului la servicii medicale de calitate pentru toate persoanele afectate de diabet, inclusiv la medicamente inovatoare, dispozitive medicale necesare pentru monitorizarea glicemiei sau livrării de insulină, și administrarea corectă a tratamentului sunt condiții esențiale pentru prevenția complicațiilor diabetului zaharat. Extinderea de rețele de centre universitare, de centre de diabet, îmbunătățirea formării profesionale pentru personalul medical, precum și colaborarea interdisciplinară, sunt esențiale pentru asigurarea accesului pacienților la servicii medicale de calitate. Susținerea unui sistem de servicii care să includă asistența medicală integrată, dar mai ales finalizarea Planului Național de Prevenție a Diabetului și a Registrului Român de Diabet și Prediabet, sunt obiective care trebuiesc să definească acțiunile prioritare ale anului viitor. Azi, 14 noiembrie, vă invităm să vă alăturați eforturilor noastre de a conștientiza importanța depistării precoce, de a combate complicațiile diabetului, precum și accesul la tratament și monitorizare pentru toate categoriile de pacienți afectate cu diabet. Azi, împreună, suntem mai puternici și de aceea vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne susțineți, sunteți alături, diseminați mesajele noastre și acest lucru nu face decât să întărească încrederea că anul viitor va fi mai bine și în viitor vom avea această posibilitate de a controla cât mai eficient diabetul. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi foarte mult. Este important ca mesajele acestui maraton să ajungă la cât mai multe persoane. Sunt alături de noi și le mulțumim foarte mult reprezentanței presei, pe care îi invit să adreseze întrebări. Câți sunt cu diabet de tip 1, cât sunt cu diabet de tip 2, dacă există o astfel de defalcare, și cât sunt copii cu diabet sau tineri, mă refer la copii cu diabet de tip 2, având în vedere că e din ce în ce mai frecventă această problemă. Datele pe care le avem din datele oficiale fac referire la prescripția ce le-a fost efectuată acestor pacienți, iar în ceea ce privește datele oferite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, acești pacienți pe care i-am văzut sunt împărțiți în trei categorii. Persoane care primesc tratament doar cu insulină, persoane care primesc tratament cu insulină și antidiabetice non-insulinice și persoane care primesc tratament cu antidiabetice non-insulinice. Ce putem ști cu siguranță este că toate persoanele cu diabet zaharat tip 1 sunt încadrate în prima categorie, dar că această primă categorie poate conține și persoane cu diabet zaharat tip 2, deoarece există și persoane cu diabet zaharat tip 2 sau alte categorii de diabet care sunt tratați doar cu insulină fără medicație non-insulinică. În linii mari, procentul de persoane cu diabet zaharat tip 1 de la noi din țară este de aproximativ 5%, un procent care se regăsește și în tendințele internaționale. Dacă ar fi să facem referire la copii, aici există un registru al diabetului pediatric, dar acest registru nu este completat obligatoriu de către toți medicii. Este o inițiativă voluntară, registrul se numește OnRocad, este o inițiativă voluntară în care atât cei care gestionează registrul, cât și cei care transmit datele către registru, trimit voluntar aceste informații, fără să fie o obligație per se. Estimările pe care le avem în momentul de față ne arată că avem în jur de 5.000 de copii, vorbesc de data aceasta, nu de toate persoanele cu diabet zaharat tip 1, dar aproximativ 5.000 de copii care au diabet zaharat tip 1 și, din păcate, numărul de copii care au diabet zaharat tip 2 este într-o continuă creștere. Cifrele pe care le avem cu privire la diagnosticarea acestui diabet zaharat tip 2 sunt reduse, avem procente reduse de copii, probabil undeva la sub 5% dintre cazurile de diabet la copil sunt diagnosticate cu diabet zaharat tip 2, deoarece nu este un diagnostic specific acestei vârste, eram obișnuit să punem acest diagnostic de diabet zaharat tip 2
doar la vârste de peste 30-40 de ani și este destul de frecvent subdiagnosticat. El este în strânsă legătură cu prezența obezității în rândul copiilor, obezitate care este principala cauză de apariția diabetului zaharat tip 2, diabet zaharat tip 2 care apare, din nefericire, există cazuri în țara noastră de copii de 7, 8, 9 ani care au diabet zaharat tip 2, care era un aspect de neconceput bună oară în urmă cu 15 ani. Acum, dacă ar fi să ne gândim la evoluția acestor cazuri, din nefericire, prognozele pe care le avem și sunt prognoze oficiale generate de Federația Internațională de Obezitate de data aceasta, ne indică o creștere alarmantă a numărului de cazuri de obezitate și suprapondere la copii, un număr de cazuri care crește chiar mai mult decât numărul de cazuri de suprapondere și obezitate în rândul populației adulte. Și lucrul acesta este pus pe seama, în principal, modificărilor de stil de viață. Practic, o activitate fizică din ce în ce mai redusă. Știm că dacă în urmă cu 20-30 de ani activitățile recreaționale în vârsta copilăriei presupuneau mai degrabă efort fizic, ieșeam la joacă afară, practicam diverse sporturi în scop recreațional, de data aceasta activitățile recreaționale de foarte multe ori se fac în spatele unui monitor cu un consum absolut minimal energetic. Practic, acest dezechilibru, alături de disponibilitatea pe scară largă a alimentației procesate, alimentației cu un conținut bogat în calorii, care este din ce în ce mai disponibilă și care, din nefericire, în cele mai multe situații vom observa că are un preț de achiziție chiar mai redus decât alimentația ce conține mai puține calorii, alături de dezirabilitatea acestora prin prisma alimentației hedonice, ce e o componentă pe care o conștientizăm în momentul de față, și anume a mânca pentru plăcerea de a mânca, pentru plăcerea pe care o simțim atunci când consumăm alimente cu calorii concentrate, cu un conținut energetic ridicat, ne ridică acest semn de exclamare că da, numărul de cazuri de diabet zaharat tip 2 ale copilului vor crește în viitor și tendința aceasta a fost observată și de către autorități, deoarece avem din ce în ce mai frecvent și din ce în ce mai multe medicamente ce erau destinate tratamentului diabetului zaharat tip 2 al adultului, ce acum sunt aprobate inclusiv în țara noastră pentru tratamentul diabetului zaharat tip 2 al copilului. 24. În primul rând, datele pe care le-ați prezentat mai devreme sunt pentru ce an? 2023? Datele pe care le avem cu privire la numărul de medici diabetologi sunt de la începutul anului 2023. Datele din rezidențiat sunt date de la rezidențiatul 2023 și datele cu privire la fonduri și la costuri sunt pe întreg anul 2023 de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și numărul pacienților la fel? Numărul pacienților este numărul pacienților înregistrat în 2023, iar analiza estimativă pe care o făceam, acolo când, atunci când vorbeam despre numărul de cazuri nediagnosticate și numărul de cazuri pe care le prognosticăm noi a exista în realitate, este o prognoză ce se bazează pe studiul Predator efectuat în 2024. Deci este o prognoză epidemiologică existentă la nivelul anului 2024, urmând ca la anul să avem și o prognoză epidemiologică științifică efectuată de Novo. Dar este practic ultima prognoză pe care o avem disponibilă în România. Explicația pentru județul Bihor în legătură cu numărul mare de pacienți cu diabet este că sunt mai mulți medici? Sau? Aici explicația vine din cel puțin două puncte de vedere. Pe de o parte avem un număr mai mare de medici per populație comparativ cu cele mai multe județe ale țării noastre. Aici singurul, dacă mi-aduc bine aminte, singurul care depășește județul Bihor este municipiul București din punct de vedere al densității medicilor diabetologi raportat la populația respectivă. Și pe de cealaltă parte, o altă explicație poate fi că prevalența diabetului, numărul de cazuri de diabet din județ, depășește prognozele noastre epidemiologice. Vorbim de prognoze epidemiologice pe regiuni, dar așa cum spuneam, prognozele epidemiologice sunt de fapt echivalentul exit poll-urilor, care au o oarecare marjă de eroare. Și este posibil ca în cadrul regiunii Banat-Crișana, pentru care a fost efectuat de fapt acest studiu transversal, să avem o prevalență reală, un număr mai mare de cazuri decât cele care au fost estimate. Și atunci de acolo apare numărul mic de persoane subdiagnosticate, numărul mai mare de persoane diagnosticate chiar decât estimarea epidemiologică, ce e un caz singular pentru țara noastră.
Vorbeați un pic mai devreme despre importanța prevenției și tot vorbim despre acest lucru. Dacă o persoană vrea să se ducă să-și facă analize, să vadă dacă are diabet, cât de simplu e și ce trebuie să facă pentru asta? Analizele ce vizează screeningul diabetului sunt oferite ca măsură de prevenție gratuită încă din cabinetul medicului de familie. Asta înseamnă că orice persoană care dorește să verifice prezența diabetului poate face acest lucru gratuit direct de la medicul de familie, care în urma analizelor efectuate poate să-l îndrume mai departe către un diabetolog. Asta presupune strict un drum la medicul de familie și mai apoi la laboratorul de analize cu biletul de trimitere gratuit, care se realizează din cunoștință mele, fără niciun fel de probleme sau impedimente. Adică nu există întârzieri în momentul în care se poate face această evaluare. Ce e important de menționat este că avem și grupuri la un risc mai crescut, grupuri care au în familie diabet zaharat tip 2, grupuri de persoane care au antecedente de boli cardiovasculare, dislipidemie, obezitate, ori doamne care au avut istoric de diabet zaharat gestațional, la care se recomandă efectuarea unei măsurători cel puțin o dată la 3 ani, indiferent de vârsta acestora. De regulă, peste 40-45 de ani, recomandăm că o dată la 3 ani, indiferent de antecedentele noastre, să măsurăm cel puțin o valoare a glicemiei, o măsurătoare care poate fi realizată chiar ca screening, inclusiv cu ajutorul unui glucometru, urmând ca în situația în care există niște abateri față de valorile pe care le așteptăm, pacientul obligatoriu să-și facă și niște analize de laborator la un laborator standardizat. Mulțumesc. Aș avea o întrebare și pentru doamna doctor Anca Pantea. Având în vedere că vorbim de o boală cronică, aș vrea să-mi spuneți și dacă există în spitale, dar și cât de important este pentru pacient să vorbească și cu un psiholog. Și aici poate ne spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte. Pentru că e o boală cu care practic trebuie să înveți să trăiești. Vorbeam în ceea ce am încercat să schițez puțin mai devreme, în cuvântarea mea, despre echipa multidisciplinară. Și nu am nominalizat-o. Unul dintre, poate, pionii cei mai importanți în echipa multidisciplinară este rolul psihologului, pentru că acesta este cumva exact elementul stării de bine, dacă pot să spun așa, cel puțin la momentul diagnosticului diabetului zaharat. Există posibilitatea în momentul de față ca pacientul să fie deferit către un psiholog pentru a urma ședințe de consiliere psihologică. Aici este nevoie de un psiholog clinician care să ajute practic pacientul cu diabet din perspectivă clinică. Există posibilitatea de a avea și în spitale acest suport psihologic. La noi, la Institutul Paulescu, spre exemplu, există acest serviciu care este extrem de important și eu recunosc că ajută foarte mult pacientul, însă nu este în toată țara aceeași viziune și de aceea am militat puțin mai devreme pentru această echipă multidisciplinară ca ea să fie bine creionată și să fie bine reprezentată atât la nivelul spitalelor cât și la nivelul ambulatoriilor, pentru că și de acolo pacientul poate să urmeze această consultație psihologică sau un set de consultații psihologice extrem de importante în ceea ce privește aderența la tratament, ceea ce privește acceptarea diagnosticului și mai mult decât atât împăcarea cu diagnosticul și continuarea vieții cu o calitate cât mai bună posibil. Doamna conferențier, mai am eu o întrebare. Una scurtă. O secundă doar, pentru că ni s-a alăturat și domnul ministru al sănătății, domnul profesor Alexandru Rafila, care este în direct cu noi. Domnule ministru, bună dimineața, vă ascultăm. Domnule ministru, ne auziți? Da, bună ziua, îmi cer scuze, bună ziua de la Cluj. Face plăcere să pot să vă adresez câteva cuvinte. Am ascultat puțin intervențiile doamnei profesor Anca Pantea, ale colegului care discuta despre controlele periodice ale glicemiei. În mod evident, diabetul, o boală netransmisibilă, multifactorială, pentru că discutăm de multe cauze, dar
cred că principala cauza diabetului, și lucrul ăsta se întâmplă și în România, se întâmplă și în Europa și probabil se întâmplă și în multe alte țări din lume, această extindere a numărului de cazuri de diabet, cred personal că are drept cauză o lipsa activității fizice, tot mai evidente, mai ales la copii, la tineri, și modul de alimentație care determină această tulburare metabolică care până la urmă are ca și consecință, nu numai lumea o leagă, dacă vreți, glicemie mare, glicemie mică, dar consecințele, mai ales la nivel vascular, inclusiv în patologia bolilor cardiovasculare sau acelor cerebrovasculare, este evidentă. Și atunci când cred că politicile acestea care de prevenție, pe care le discutăm foarte mult timp, dar de foarte mult timp, dar care au deocamdată un impact relativ redus, pot să genereze nu numai prevenirea sau combaterea diabetului, pot să genereze și efecte foarte, foarte bune și asupra altor boli netransmisibile pe care le-am și enumerat acum, pentru că în mod evident o schimbare a comportamentului în ceea ce privește activitatea fizică și mai ales în ceea ce privește modul de alimentație, în mod evident pot să genereze o prevenire a multor patologii sau o întârziere a multor patologii, depinde sigur și de anumiți factori de natură genetică, însă diabetul de tip 2 este clar o boală care în bună măsură poate fi prevenită, sigur că la diabetul de tip 1 care apare la copil, la tânăr, lucrurile astea sunt mult mai nu pot fi influențate, dar diabetul de tip 2, care reprezintă marea majoritate a cazurilor, poate să beneficieze clar de programele de prevenție. Aș vrea totuși să menționez un lucru care este foarte important. Cred că programul de diabet, care a progresat foarte mult, este unul dintre programele care a beneficiat de cea mai mare creștere a alocării de fonduri, pentru că în urmă cu 8 ani de zile chiar vedeam o statistică, era fost la o conferință care a dezbătut aceeași problematică. În urmă cu 8 ani erau în jur de 650 de milioane de lei și 800 de mii de pacienți. Acum, după 8 ani, avem 1.200.000 de pacienți, însă prin alocările successive, pentru că tratamentul modern al diabetului implică și elemente de monitorizare și pompe de insulină și alte tipuri de medicație, a crescut până aproape de 3 miliarde de lei pe an, ceea ce înseamnă o creștere de câteva ore a bugetului în decurs de 8 ani, dar, repet, lucrurile trebuie să ajungă într-o situație în care să oprim, sigur, trebuie diagnosticate, pe de-o parte, cât mai mult sau o proporție cât mai mare din cazurile de diabet. Noi avem 1,2 de milioane de persoane în tratament. Se estimează circa 2 milioane de persoane cu această boală, deci e clar că sunt unii încă nediagnosticați și evident netratați, dar odată cu dezvoltarea registrelor pentru boli netransmisibile, diabetul fiind unul dintre ele, putem să ne adaptăm politicile publice, inclusiv nevoile de finanțare și de prevenție la realitatea acestei patologii, care este evident una dintre cele prioritare din România, alături de cancer, bolile cardio și cerebrovasculare. Mulțumesc foarte mult, vă urez succes, mă bucur să pot să, că am putut să vă spun câteva cuvinte și totdeauna, ca întotdeauna, Ministerul Sănătății e un partener nu numai deschis, ci și serios în dezvoltarea acestor politici, care reprezintă până la urmă responsabilitatea Guvernului. Mulțumesc și vă urez o zi bună tuturor. Vă mulțumim și noi foarte mult, domnule ministru, pentru mesajul transmis în cadrul ediției din acest an a Maratonului în Diabet. Revenim la întrebarea adresată de Adriana Turea. Bună ziua, Adriana Turea, Radio România Actualități. Am o rugăminte. V-am auzit ieri spunând că este o legătură între diabet și circumferința taliei. Ne puteți explica ce legătură este între ele?
Una foarte simplă și complicată în același timp. O talie crescută înseamnă un risc de a dezvolta diabet zaharat, de a dezvolta hipertensiune arterială. De astfel, acest tip de talie se mai numește și talie metabolică sau hipertensivă. Este un parametru pe care noi îl utilizăm în evaluare și investigație obișnuită la pacientul nostru, însă este în același timp un mijloc extrem de eficient cu costuri reduse pe care am putea să-l facem în mod extensiv, astfel încât să putem aprecia dacă avem risc de dezvoltare a diabetului zaharat tip 2. De fapt, este vorba de nimic altceva, de suprapondere sau obezitate, care se traduce prin creșterea taliei. Insulinorezistența este cea care, practic, face această legătură între măsurarea taliei și dezvoltarea diabetului zaharat tip 2. Nu este neapărat valabil la copii. Acolo discutăm despre altă metodă de investigare. Este vorba despre măsurarea taliei la adulți. Altminteri, dacă discutăm despre copii, acolo sunt măsurătorile caracteristice pe percentile din perspectiva greutății și, firește, intervenția urmează calea identificării și diagnosticului anterior. Vă mulțumim și noi foarte mult. Dacă nu mai sunt întrebări din partea dumneavoastră, doamnelor și domnilor, conferința de presă a ajuns la final, însă... Sigur, dacă doriți să răspundeți și dumneavoastră la întrebarea adresată. Mulțumesc. Revin foarte scurt. Așa cum spunea și doamna conferențiar, rolul psihologului în această echipă multidisciplinară este extraordinar de important, pentru că, în esență, poate să ghideze aceste modificări de comportament. Ce spunem de fiecare dată atunci când vorbim de o bună gestiune a diabetului este exact implementarea acestor modificări comportamentale, iar psihologul este cel în măsură să facă acest lucru într-un timp mult mai îndelungat. Pentru că, așa cum zicea și doamna conferențiar, există acces la serviciile de psihologie prin Programul Național de Diabet și este un foarte mare plus acest lucru. Mai este de lucrat, bineînțeles, la nevoia ca și psihologii care lucrează în cadrul Programului Național să știe cât mai multe informații despre ce înseamnă diabetul, tocmai ca să poată ajuta, și deschiderea de care avem nevoie de cel mai multe ori din partea populației de a accepta serviciile de psihologie. Mulțumesc! Îi mulțumim, Carlei, pentru că ne-a atenționat că trebuie să răspundă și doamna psiholog. Mă grăbeam să închidem această conferință de presă, doamnelor și domnilor, pentru că suntem într-o ușoară întârziere de câteva minute cu emisiunile ce sunt adresate informării și conștientizării publicului larg. Promitem că le vom recupera, așadar conferința de presă a ajuns la final, dar maratonul în diabet continuă.